Orașul Seini din Marea Mureș a implementat, nu cu mult timp în urmă, un proiect pilot prin care a construit o stație modernă de biogaz ce transformă dejecțiile animaliere în energie electrică, rezolvând astfel o problemă arzătoare de mediu. Obiectivul a intrat în funcțiune după îndelungi așteptări, iar localitatea a ajuns producător oficial de energie verde. Toate bune și frumoase, până când au început să apară problemele de taxe legate de acest proiect pilot. Suntem la stația de biogaz de aici, de pe teritoriul localității dumneavoastră. Cine v-a ajutat, cine v-a sprijinit să aveți o astfel de unitate aici în zona dumneavoastră? Cel mai mult ne-a ajutat Ministerul Mediului, deoarece apele de mică adâncime din orașul Seini erau infestate cu nitrat și cu nitriți. Și acesta a fost principiul pe baza căruia a fost ales orașul Seini ca beneficiar al acestei stații de biogaz. E una dintre stațiile mari, medii? Este o stație pilot, este unică în țară, nicio administrație publică locală nu mai gestionează o instalație pilot de producerea biogazului din orașul Seini. Este de mărime medie spre mică, deoarece producem 370 de kW pe oră, deci nu este o stație mare. Important aici este că rezolvăm problemă de mediu, deoarece ridicând de la fermele din localitate dejecțiile de păsări, de bovine și împreună cu cele mai rare acum în ultima perioadă de porcine. Ele sunt amestecate împreună cu porumbul silos și se produce această energie de care noi avem nevoie și care o predăm în sen. O folosiți către serele din localitate? Nu, o predăm la Electrica și ei după aceea o distribuie. Problema cea mai mare aici este faptul că noi trebuie să plătim la ANSVSA, adică Direcția Autoritatea Națională de Sănătate Animală, o taxă de 1,5 euro pe fiecare tonă de dejecții care intră în stație. Am spus acest lucru și domnului ministru al Agriculturii, le-am spus acest lucru și celor care sunt cei în măsură să ne ia această taxă, să ne reducă această taxă, deoarece noi ca administrație publică locală și așa avem o balanță negativă în această stație de biogaz și am vrea ca această stație să fie, taxă să fie eliminată.